ready? Of course. Astăzi un subiect interesant, cred eu, și anume vorbim despre modul în care zona digitală a produs ceea ce numim foarte des de la microfonul ăsta un fenomen de disruption, adică de schimbare totală a regulilor de business într-un domeniu foarte, foarte fain. Ce am să zic oare? Un domeniu căruia suntem și noi cumva victime acum, ne referim la zona evenimentelor fizice dedicate tehnologiei, antreprenoriatului și, în general, educării pieței și schimbului ăstuia de knowledge. Upgrade 100 Festival, după cum știți, fostul IC Fest, n-a mai putut să se întâmple anul ăsta. Am optat pentru alte exprimări digitale, lucru pe care nu l-am făcut doar noi, ci mulți alți colegi din industrie, motiv pentru care astăzi discut cât se poate de amical cu mai mulți oameni din industria de evenimente, să spunem așa, dar care, forțați de împrejurări, acum fac foarte mult conținut online. Și hai să încercăm să vedem cât de bine ne auzim cu invitații de azi, și anume Andrei Dinu, TEDx Bucharest. Salut, Andrei! Seara din nou! Salut, salut! Hai că... live! Da, suntem sabotați în seara asta la Radio Guerilla, avem inclusiv o pană de curent în curs, acum suntem pe un generator, dacă se întrerupe să știți că e de la generator, nu e ceva nou pentru noi, adică mai cade curentul, se mai întâmplă o treabă, da? Bun, deci reluăm. Andrei Dinu, TEDx Bucharest. Salut, Andrei! Salut! Așa, merge totul foarte bine. Ordine alfabetică, Bogdan Iordache, How to Web. Salut, Bogdan! Bună seara și bine v-am găsit! Iată, un microfon de calitate și o conexiune perfectă. Ciprian Stănescu, Future Summit. Salut, Ciprian! Bună seara, bună seara ascultătorilor Radio Guerilla! Bună seara și participanților la Future Summit, care este un eveniment online în curs, as we speak. Cristi Hosu, Go Tech World și Bucharest Tech Week și multe alte evenimente. Salut, Cristi! Bună seara, Dragoș! Salut! Mulțumim frumos de invitație! Mulțumesc și eu pentru timpul alocat și, last but not least, alfabetic după numele mic, Flaviu Cicirean, Avi, Brand Mind și Digitalium. Salut, Avi! Hi, guys! Mă bucur că sunt aici alături de voi! Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what? Așadar, pretextul discuției noastre din seara asta este modul în care evenimentele au fost forțat, transformate în exprimări exclusiv online, despre modul în care evenimentele de business se pot transforma și translata în spațiul digital. Domnilor, eu v-am făcut așa o scurtă introducere, așa cum am priceput, dar cred că e important pentru ascultătorii Radio Guerilla din toată țara să afle din gura voastră cam ce credeți că ar trebui să știe despre voi și despre ce faceți voi cu evenimentele pe care le organizați. Să încercăm așa ca în campanie electorală să fim scurți cam un minut fiecare dintre noi. Hai să vedem, Cristi. Cristi, adică eu. Exact. Celălalt Cristi, și anume Movil Unfinished, este indisponibil în acest moment. A anulat în ultim moment întâlnirea cu noi. Okay. Ești Cristiul nostru astăzi. Got it. Bună seara. Foarte pe scurt, Universum ca și ecosistem e un grup de companii cu undeva la 80 de oameni angajați în zona de evenimente. Mă rog, asta, așa ne-a prins pandemia. Cele mai cunoscute evenimente din piață pe care le organizăm ar fi Bucharest Technology Week, GoTech World, fostul Internet and Mobile World, și destul de multe evenimente în zona corporate, undeva la vreo 200 pe an. Foarte prezent și în zona de team building și management de locații de evenimente. Bun. La fel, cred că mai trebuie menționat platforma MyConnector, care era o platformă de management a evenimentelor offline, pe care am pivotat-o către zona de online.
Bun, și tocmai ce s-a terminat o primă ediție de Go Tech World, ieri alaltă, ieri o să te rugăm să ne spui cam cum a fost imediat. Andrei Dinu, hai să aflăm din partea ta ce ar trebui oamenii să știe despre tine și despre TEDx. Mă bucur să fiu aici alături de voi. Despre mine și despre TEDx vă pot spune că facem o echipă, să spunem așa, din 2009, când TEDx Bucharest, licența locală a evenimentelor TED, au apărut în București. Este vorba de evenimente cu speaker local și internațional, cu idei și inițiative care pot să schimbe lumea. Și din 2009 până acum ne-au trecut pragul în București, respectiv la evenimente, mii de oameni. Au fost sute, zeci de evenimente de amploare, sute de oameni care au fost angrenați în acestea și, nu în ultimul rând, și cred că foarte important pentru noi toți ca și industrie, milioane de vizualizări ale speech-urilor care au fost susținute la aceste evenimente, astfel încât să ducă ideile acestea grozave mai departe. Sunt convins că ascultătorii Guerilla și Upgrade 100 știu foarte bine brandul TED. Practic, voi operați o franciză pentru acest brand global, pentru București, pentru capitala României, având în vedere că TED-urile se pot achiziționa și organiza în anumite condiții în destul de multe comunități. Bogdan Iordache, How2Web, a mai fost invitatul nostru când am vorbit despre antreprenoriat, dar și despre How2Web, dar totuși pentru cei care sunt pe frecvențe acum, Bogdan, hai să vedem ce ar trebui oamenii să știe despre voi. Încercăm acum din nou. Acum e bine. Salut, mulțumesc încă o dată pentru invitație. How2Web este o conferință care a debutat în 2009, am avut prima ediție. O conferință care inițial s-a adresat antreprenorilor în tehnologie, destul de nișat și încetul cu încetul s-a extins către toți cei care creează produse digitale și produse de tehnologie. 11 ani, mă rog, 10 ediții de fapt, în care am avut niște invitații extraordinari pe care am adus la București și prin care am influențat direct dezvoltarea multor companii de tehnologie de la noi. Încă mă uit câteodată cu nostalgie la pozele din 2010-2011, când firme precum, nu știu, 123 Contact Form sau o grămadă de altele se nășteau și datorită experienței How2Web. Și How2Web a devenit așa în timp o platformă pe care am dezvoltat tot felul de alte produse, și din zona de event și din zona de programe de startups, hub-ul de tehnologie, tot felul de alte lucruri. Mulțumim, Bogdan. Hai să-l auzim și pe Ciprian Stănescu despre Future Summit și proiectele pe care le derulați acolo. Salutări, mulțumesc de invitație, Dragoș. În campania asta electorală de care ai zis, Future Summit se întâmplă toată săptămâna asta de la 10 dimineața la 10 noaptea, la 11 noaptea de fapt. Acum suntem la ora 9 de live în platforma MyConnector a lui Cristi, că tot am vorbit de ea, deci m-ați prins în mijlocul poveștii. Future Summit e o platformă de conversații globale. Anul ăsta avem în total 128 de speaker, incluzând aici și vreo 30 de tineri antreprenori care piciuiesc pentru câteva zeci de mii de euro. În afară de asta, multe alte evenimente care erau offline și acum sunt digitalizate, Future Talks, Future Maker, Social Impact Award și multe altele. Și cumva toată lumea care e în acest call a fost într-un fel sau altul implicată și aș vrea să vă mulțumesc pentru un fel sau altul. Din 2017 încoace cu toți ați fost implicați ca speaker sau ca oameni care ajută în Future Summit. Unii dintre noi chiar mâine seară vom contribui la succesul unei noi ediții Future Summit cu subiectele favorite legate de fake news și nebunia care se întâmplă în zona de digital. Vă recomand un speaker foarte, foarte bun. O să aflați detalii despre asta la timpul potrivit. Avi, nume de scenă Flaviu Cicirean, bineînțeles cunoscut și publicului Upgrade 100. Am discutat aici despre Yuval Noah Harari la un moment dat când colegul Avi m-a făcut gelos aducându-mi unul dintre idoli la București. Avi,
E plin orașul de Brand Minds Live și de Digitalium câteodată, dar totuși pentru ascultătorii noștri din toată țara, câteva cuvinte despre ce faceți voi acolo. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. După cum bine știți sau mulți dintre voi știți, am pornit în această misiune de a uni oamenii de business într-o singură zi pe scena Brand Minds sau la evenimentul Brand Minds. Anul acesta trebuia să ținem un eveniment fizic foarte mare, la Rome Expo, pe care l-am transformat într-un eveniment digital, la fel de mare, și cumva am tras foarte multe concluzii. Misiunea noastră merge mai departe, asta este foarte clar. Mergem mai departe și încercăm să ducem plus valoare oamenilor și participanților prin toți acești speaker pe care îi aducem. Iar Digitalium, anul acesta a stat o tură ca la piticot. Așa. Digitalium s-a dat skip ad. Da. Știi când stai la piticot o tură? Anul ăsta am stat o tură pentru că așa a fost să fie. Doar că de la anul vom readuce... Vom readuce publicului și evenimentul Digitalium. Nu sunt multe alte surprize pentru anul viitor. Bun. Pe care le vedem începând de săptămâna viitoare. Mai faceți evenimente, dragii mei, în noua paradigmă sau sunteți oameni de televiziune online, oameni de publishing, oameni de networking digital, social media, private networks, bla 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 bla, cum vă definiți voi? Începem în ce ordine considerați voi util, vă puteți contrazice, încurajăm conflictele de idei constructive. Încep eu? Avi. Eu pot să spun următorul lucru. Cred că în momentul de față cu toții, cred că ne-am transformat în oamenii platformelor care se gândească în 360, în 360 de grade pentru tot ce înseamnă partea de monetizare, pentru a trece peste etapa aceasta, cel puțin în următorul an. Pentru că pandemia va fi aici alături de noi și va sta. Asta este clar. Și avem legături cu toate evenimentele din Europa, adică, și din Statele Unite. Suntem pe niște grupuri, iar ei cu toți s-au transformat, exact cum ai spus tu, în publisheri, vând orice, fac orice, doar ca să treacă peste perioada asta. Bun, experiența voastră a fost dură. Ați avut o primă zi de eveniment unde ați fost forțați, practic, să schimbați platforma peste noapte. Da, ce ați învățat din povestea asta? Uite, și cum vă definiți acum în relație cu publicul, cu sponsorii? Pentru noi a fost una dintre cele mai mari lecții pe care am putut să le învățăm de-a lungul istoriei noastre. Ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. Am spus că nu vrem să testăm cu o platformă din netestată, să spun așa, să mergem cu primul eveniment mare digital pe o platformă testată și am ales o companie din UK, care a mai făcut evenimente foarte mari, a făcut evenimente și de 100.000 de oameni și, din păcate, în prima zi le-au căzut serverele. În primele trei ore le-au căzut serverele de la primul eveniment. Ați fost victima propriului succes, da? Tranziția în digital este dificilă, dar nu e atât de... Iată, sunt colegii care simt nevoia chiar să construiască platforme și o să ne povestească Cristi ce fac ei cu MyConnector, dar înainte de asta aș vrea să aflu opinia tuturor. Mai suntem, respectiv sunteți în industria de evenimente sau suntem într-o altă industrie care poate n-are un nume foarte, foarte clar deocamdată? Ce părere aveți? Eu o să... Ciprian aici, dacă e ok. Cristi, zi tu. E absolut ok. Domnule, okay, Ciprian Stănescu, Future Summit, vă rog, aveți cuvântul, dar da, încurajez întreruperile constructive și civilizate. Te rog. Noi nu cred că mai suntem un eveniment. Cred că mai degrabă suntem mai multe evenimente. Asta e cuvântul pe care l-aș potrivi. Adică cred că mai degrabă suntem un fel de publisher din viitor, care construiesc content on the go și nu fac asta doar pe o singură temă, ci fac asta pe foarte multe teme. Viziunea noastră rămâne să mai avem un eveniment de 3 zile sau 5 zile cât avem acum sau o săptămână, ci să avem un eveniment care se ține 365 zile pe an. Ok. Alte păreri? Din 2022. Alte păreri, alte opinii, alte unghiuri? Hai să vedem, Cristi Hosu, Universum. Eu aș spune că cred că suntem încă în industria de evenimente.
sau cel puțin noi alegem să ne luptăm ca să rămânem în ceea ce înțelegeam ca fiind definiția industriei de evenimente. Și pentru mine eveniment înseamnă câteva lucruri. Unu, momentul de atenție pentru un număr foarte mare de oameni. Deci în momentul în care, nu știu, niște mii de oameni decid astăzi îmi dedic atenție și timp pentru acest subiect, pentru mine ăla este un eveniment și nu este televiziune. Doi la mână, dincolo de consumul de content, mi se pare, este un nivel la care cam toată lumea a ajuns în momentul ăsta. Dar mi se pare foarte important ca să construim foarte mult pe layerul de interactivitate. Dacă layerul ăsta de interactivitate va rămâne superflu, strict la nivelul de Q&A, aș spune că suntem un content, un fel de televiziune interactivă un pic mai bogată. Pe de altă parte, interactivitatea într-un eveniment poate să însemne mult, mult, mult mai mult. Da? Și dau niște exemple. Engine-uri de gamificare care pot să-ți măsoare foarte mult din acțiunile pe care publicul tău le face în acel eveniment. Setări de întâlniri, de networking pe baza intereselor exprimate înaintea evenimentelor. Toate lucrurile astea sunt niște elemente pe care nu le poți obține nici pe YouTube, nici pe Vimeo, nici pe, nu știu, ProTV Online. Sunt niște add-on-uri care, construite corect, chiar pot să dea valoare să te rămână în zona de momentul. Uh-huh. Okay. Deci părerea mea perspectivă, este că sigur, da. Tehnologia încă nu este, adică toate platformele au niște chestii super basic de interactivitate. Părerea mea este că pariul următor este în a deschide toate platformele astea open source sau cel puțin pe bază de API-uri, în așa fel încât, așa cum pot într-un framework cum e Facebook-ul, să-mi instalez orice fel de aplicație. Similar cred că va fi și cu platformele de evenimente. Părerea mea este că în următoarele 6 luni, 12 luni, către chestia asta se va migra. Ok. Mai avem opinii pe tema asta? Andrei Dinu, te rog. Eu cred că noi am fost dintotdeauna într-un joc al conținutului, fie că am realizat-o, fie că nu, și fie că am făcut-o mai bine sau mai puțin bine. TED așa a devenit cunoscut, de exemplu, extrapolând și punând gratuit pentru toată lumea conferințele și speech-urile care se întâmplă în conferințe, astfel încât să ajungă la un număr cât mai mare de oameni. Cred că fie că o realizăm sau nu, suntem de mult într-un joc al conținutului în care acum schimbăm doar mediul de livrare și cred că îl schimbăm temporar, să spunem, și probabil că îl îmbunătățim adăugându-i și mai mult componenta digitală pe care o avea și înainte și probabil că lucrurile se vor reașeza treptat. Poate sub o altă formă, sub o formă hibridă, sub o formă în care contează mai mult reach-ul pe care l-ai și numărul de oameni către care ajungi cu ideile răspândite, da, versus locul în sine de unde o faci. Da, în opinia mea, cuvântul cheie din ce ai spus este hibrid, pentru că într-un fel sau altul elementele pe care le folosim în zona de nouă exprimare a conținutului, care odinioară era aproape exclusiv în zona de conferințe, festivaluri, are elemente din toate aceste industrii și, fără pretenția de a suna arogant, ca om care a trecut prin televiziunea radio înainte să facă parte de digital și ca o pasiune mai multe evenimente, acum, în momentul în care mai organizăm un broadcast, mi-aduc aminte mult mai mult de perioada petrecută în radio și în televiziune decât perioada petrecută în zona de evenimente. Eu cred că toată lumea are cumva dreptate, dar probabil că într-un orizont de timp rezonabil, se va crea poate un nou cuvânt, pentru că dacă o luăm la rigoare așa, obsesia noastră de a pune lucrurile în anumite cutiuțe, în anumite pătrățele și de a le numi cumva, nu e întotdeauna validată de public. Și am avut o discuție destul de profundă în industrie și de la acest microfon și legat de noțiunea de podcast, de exemplu. Există obsesia asta că podcast înseamnă o treabă pe care o asculti doar pe Spotify sau pe Apple Podcasts și că dacă, de exemplu, faci o producție pe YouTube, nu prea are dreptul să se numească podcast. Culmea e că undeva consumatorii vin și spun
Practic, podcast este orice pot să ascult fără neapărat să mă uit la o imagine și lucrurile se duc în direcția aia. Există inclusiv lucruri care se numesc podcast, care sunt exclusiv pe YouTube. Prin urmare, îndrăznesc să cred că și în zona de events vom asista la o nouă formă de media care va include elemente de interactivitate corect subliniate de Cristi Hosu, elemente de conținut corect subliniate de voi toți, elemente de continuitate corect subliniate de Ciprian și de alți colegi, pentru că la urma urmelor, cine spune că un eveniment trebuie să țină doar două zile și nu poate să fie tot anul? Cine spune că un broadcast trebuie neapărat să genereze și, nu știu, networking, poate că farmecul lui este să fie doar urmărit? Cine poate să decidă că o premieră pe Netflix care are conținut de business este sau nu este eveniment? Cred că lucrurile se vor așeza în direcții care sunt extrem de interesant de urmărit. Dragii mei, mai am o curiozitate. În ce măsură ați simțit, nu știu, sprijin din partea comunității, din partea oamenilor care au participat la evenimente până acum, din partea partenerilor voștri tradiționali? Vedem destul de mult discuții, inclusiv în zona festivalelor muzicale, da, care au rămas la rândule fără obiectul muncii, să spunem așa, nu neapărat din cauza lor, ci din cauza situației pandemice. Voi cum ați perceput comunitățile din jurul evenimentelor pe care le-ați organizat până de curând, parteneri și așa mai departe? În ce ordine vreți voi, puteți să vă și întrebați lucruri unii pe ceilalți, cum aveți chef. Cristian Hosu, Universum, GoTech World. O să spun că specificul evenimentelor noastre este un pic diferit, respectiv noi suntem foarte mult lead generation type of events. Cel puțin ăsta este unul dintre driverele mari ale partenerilor care vin, având oarecum rădăcini și în zona de expoziții. Și aș spune că din punctul ăsta de vedere al lead generation-ului, evenimentele virtuale sunt cu un ordin de magnitudine de ori 5, ori 10 mai eficiente decât cele fizice. Pentru simplu fapt că, de exemplu, la un eveniment fizic, ca să fiu sigur că mă întâlnesc cu cine trebuie, aplicațiile de evenimente de networking, atâta timp cât ești fizic într-un eveniment, au un use rate destul de mic, undeva la 20%, pe când în online, engine-ul de networking îți permite pe niște filtre foarte fine să ajungi fix la cine trebuie. Chiar și dacă ai o audiență de, nu știu, 10.000 de oameni, poți să-mi filtrezi foarte bine, vreau să vorbesc cu CEO din industria pharma, care au peste 5 milioane de euro și pot găsi imediat. Și pot să-i sun imediat, dacă îmi și răspund, chiar se leagă lucrurile. Deci din punctul ăsta de vedere, aș spune, vis-a-vis de interesul partenerilor, noi am simțit un interes foarte mare la GoTech în toamna asta, surprinzător de mare și pentru noi. Am avut 88 de parteneri pe diverse nivele de așa. Aș spune, al doilea element care îl văd ca fiind foarte interesant din perspectiva sponsorilor și partenerilor, este că audiența nu mai este geografică. Și cred că noi toți care am pivotat către zona de virtuală am simțit că dacă până acum ecosistemul nostru, poate mai puțin AVI, dacă ecosistemul nostru era București și orașele satelit, în momentul ăsta, intrând online, practic cel puțin toată țara devine piața ta, dacă nu chiar piața internațională. Da, bine, problema e că se întâmplă și invers. Adică toate celelalte evenimente din marile capitale din jur au aceeași abordare și din punctul ăsta de vedere omul vizat din public este asaltat de o cantitate de conținut enormă. Haideți să vedem și alte opinii vis-a-vis de provocările aruncate de Cristian. Ai spus 88 de parteneri, dar cei 88 împreună au contat mai mult, la fel, mai puțin versus cei din evenimentul fizic, din punct de vedere la business? La jumătate. La jumătate față de un eveniment fizic. Da. Iată. Provocări, provocări, provocări. AVI.
Eu sunt super mega recunoscător tuturor partenerilor și participanților la Brand Minds pentru că au fost alături de noi și că ne-au susținut visul ăsta de a merge mai departe și doresc să le mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Da, este, a fost challenging, este challenging și cred că perioada ce urmează va fi și mai challenging, pentru că din câte ați văzut și voi susținerea, o să spun politică, nu ne ajută să ne continuăm activitatea. Și asta este, cred că, un subiect foarte interesant. Da, o să vreau să-l tratăm și pe acesta separat, da. Să facem un tur de opinii. Urmărim ce se întâmplă afară, urmărim partenerii noștri, urmărim conferințele mari de afară, toate au avut o parte de susținere din primele momente, pentru că îi consideră industria asta în care suntem noi foarte, foarte importantă. Cum spunea și Cristi, este un mare challenge ca să ne batem acum pe plan internațional cu o grămadă de evenimente foarte mari. Pe de altă parte, anul acesta, unul dintre, o să spun, marile achievement-uri, marile realizări pe care le-am avut în viața asta, a fost faptul că am creat un line-up de excepție, cum nu s-a mai făcut până acum în lume. Cu toți acești speakeri care se avem într-un singur loc, este ceva supraomenesc. Deci, practic, la partea pozitivă, accesul la niște speakeri care altminteri erau mai greu deplasabili și probabil foarte scumpi a rezultat într-un line-up pe care nu ți l-ai fi visat vreodată pentru un eveniment fizic. Deci, da? În momentul de față, de cum văd eu toată treaba, nu cred că se poate din punct de vedere fizic să se întâmple un asemenea eveniment cu asemenea speakeri în două zile. Da. Ok, ok. Bun, alte opinii, alte provocări, Bogdan Iordache, auto. Numai încă ceva, Dragoș, voiam să menționez, pentru că voiam să spun, să răspund la faza cu live-ul. A fost un singur speech, a fost preînregistrat, pentru că nu a putut să intre în ziua evenimentului și l-am preînregistrat cu două zile înainte, deci totul a fost live. Producția, da, iată percepția publicului. Aici e o altă discuție, probabil puțin prea nișată pentru audiența pe care o avem, dar chiar acum, în timp ce vorbim, suntem consultanți în organizarea unei conferințe online, eu am rezerve în continuare să o numesc așa, dar clientul nostru, stăpânul nostru, în care, într-adevăr, momentele înregistrate alternează cu momente live. Din punct de vedere al experienței de acasă, nu este o diferență majoră, dar eu cred că... Chiar spune că este mai bună. Eu cred că, totuși, e important și pentru public și pentru noi să fim onești, să ne informăm corect publicul dacă este live sau nu, pentru că, iată, doar o mică excepție poate să vină cu un backfire destul de greu de administrat. Deci toată lumea cred că are de învățat aici și din modul de comunicare și mai departe. Avem publicitate, cred că voia Bogdan să spună ceva, dacă poți foarte scurt. Cum să nu? Vroiam să spun despre ce am făcut, despre ce ne-am propus noi să facem, și anume noi am evitat complet ideea de a face events online. Uh-huh. Și am decis să facem diferite produse cu valoare adăugată, să spunem, cum sunt workshop-uri sau programe pentru startups. Platforma AutoWeb. Așteptând să facem din nou evenimente offline pentru când o fi asta. Alegerea noastră și-a ținut foarte mult de specificul companiei și expertiza celor care suntem în momentul ăsta la HowToWeb. Bun, domnilor, ne apropiem ușor-ușor de finalul discuției noastre, că de obicei acum încep să curgă mesajele de la ascultători. Avem așa, este clar o perioadă de tranziție, atât consumatorii cât și organizatorii se adaptează, dar sociologul din mine, ne spune ascultătoarea noastră Silvia, știe că nevoile oamenilor vor rămâne cam aceleași, să fim informați, să fim deștepți, să fim conectați. 1, 2, 3 informați, 2 deștepți, 3 conectați. Experiențele trebuie să răspundă acestor nevoi fără chin pentru utilizator. Adrian ne întreabă dacă au invitații o opinie despre virtual reality events.
Adrian Posteucă, este și unul dintre speakerii de la Future Summit. Nu știu, cred că e chiar mâine înainte sau după momentul meu. Domnul Ciprian, vă rog să așteptați să vă dau cuvântul, dar vă rog. Da, mulțumesc pentru cuvânt. Da. Adi Posteucă e mâine după Dragoș Stanca. Așa. Deci trebuie să ai o părere bună despre evenimentele în virtual reality, pentru că altfel o să anuleze. Exact, da. Ne auzim de la 10 seara. Pilotăm și asta, să vedem cum este. Evenimente live la 10 seara, nu știu dacă mai a făcut cineva. Dar teza noastră e că oamenii, după ce își culcă copiii, și asta ne se întâmplă și nouă acasă, nu mai au putere să muncească, deschid Netflix-ul, stau jumătate de oră și îl închid. Așa că mai degrabă să stai și să ascunzi ceva cool, cum zicea și Silvia. Da, bine, și asta este o provocare, într-un fel, pentru că obișnuințele de consum cred că se modifică și din punctul ăsta de vedere rămâne de văzut probabil ce format va fi cel mai în regulă. Este o fază incipientă, interesantă pe de-o parte, enervantă pe de altă parte, dar nimic extraordinar nu se naște în interiorul zonei de confort, se spune, așa că vom trăi și vom vedea. Dragii mei, aș vrea pe finalul discuției noastre să aflu de la voi un lucru mai puțin plăcut, așa. Și anume, în ce măsură, ca și plătitor de taxe și impozite, ați simțit sau nu că îi pasă cuiva de faptul că, în urma unor decizii ale guvernului, ați devenit brusc ilegaliști. Ați fost, practic, scoși în afara legii și subscriu și eu aceste impresii. Practic, a fost o decizie, evident, dictată de pandemie, dar nu a fost o decizie dictată de piața liberă. A fost o impunere a unei măsuri care a dus practic la anularea unei întregi industrii. Sigur, nu e singura industrie, sunt și colegii din zona festivalelor muzicale, din zona marilor târguri și expoziții, sunt și cei care sunt în zona Horeca. Totuși, anumite segmente din piață, respectiv, de exemplu, expozițiile au fost complet scoase în afara oricărei posibilități de a mai genera venituri, la fel și companiile care făceau exclusiv evenimente, fie ele de business sau de altă natură. Deci, un minut așa, cam ce ați transmite voi, stimabilor noștri guvernanți, dacă ar fi acum în acest call sau într-un lift unde ați avea un minut alături de ei. Ce ar trebui să știe și de ce ar trebui să le pese de, practic, decimarea acestui segment de piață și de ce credeți că ar fi important să bage la cap, că n-ar fi rău să se gândească puțin și la zona asta. Hai să o luăm în ordinea ecranului, așa, cu Cristi Hosu. Business-ul nostru în 2020 comparativ cu 2019 este la 10%. Da? Cu toate eforturile, cu absolut toate eforturile, suntem la 10% cifră de afaceri față de anii trecuți. Am pierdut jumătate din echipa noastră, pentru că oricât au vrut oamenii să înțeleagă că avem limitări și există speranță și așa, totuși oamenii trebuie să-și vadă de viață și am pierdut mai mult de jumătate din echipă. În numere, ce înseamnă asta concret? 40 din 80. Ok. Și dincolo de chestia asta, cred că am pierdut, ce simt că am pierdut foarte mult, este rezultatul unei munci foarte bine făcute timp de aproape 15 ani. Iar în efecte concrete, cred că se traduce că în piață, dacă mai durează mult genul ăsta de restricții, nu o să mai fie cine să facă evenimente de business profi. Efectiv, nu o să mai fie cine. Și cred că ce ai subliniat și tu, Dragoș, este cel mai important, este că noi am fost scoși din joc nu pentru că suntem incompetenți, nu pentru că clienții au decis că altcineva merită încrederea lor, ci pur și simplu dintr-un sentiment de solidaritate la care raliem 100% din punct de vedere medical cu societatea în care suntem, ne-am asumat prețul de business. Pe de altă parte, cred că
așa cum s-a încercat sprijinirea multora care au raliat la acest efort de societate, cred că merităm și noi ca și industrie un sprijin de a putea depăși perioada asta și să putem reporni motoarele în forță în momentul în care pandemia va fi sub control. Am văzut că doamna Raluca Turcan, de exemplu, este preocupată de soarta festivalelor muzicale. A existat vreo abordare, vreo discuție cu oficiali guvernamentali și o îngrijorare și legată de evenimentele care se adresează poate, nu știu, creierului mai mult decât altor simțuri? Ați avut discuții, tatonări, înțelegere în vreun fel? Foarte scurt, eu și aici sunt convins că se pot aduce completări. La nivel declarativ, da. Întâlniri și comunicare a existat, deschiderea aparentă a existat, dar lucruri care se traduc în rezultate concrete, nu. Foarte concret, de exemplu, deși programul IMM Invest e garantat de stat, noi am fost respinși la 3 bănci pentru faptul că business-ul de eveniment este considerat nefinanțabil din momentul ăsta. Deși garanțiile sunt oferite de stat indien. Nu știu dacă ai observat, s-au umplut Bucureștiul de niște colante cu Câțu salvează economia. Poate că e o măsură foarte bună care ne va ajuta să trecem peste această perioadă. Hai să mai vedem. Andrei Dinu, ce îi spune domnului prim-ministru dacă ai fi blocat cu el în lift un minut și 30 de secunde? Și camerele video ar fi stinse. Nu, de ce? Că putem să înregistrăm și cu telefonul. Sunt țări precum Irlanda sau sunt țări precum Portugalia sau sunt țări precum Anglia care au înțeles că din astfel de evenimente de tipul celor pe care colegii din acest col și cu mine le organizăm pot să aducă țara respectivă, economia țării respective și ideile din țara respectivă le pot pune pe hartă. Literalmente se pot pune oameni, idei, business-uri pe hartă. Acesta este unul dintre momentele în care un astfel de motor de promovare internațional până la urmă a fost oprit și înțelegem cu toții de ce a fost oprit și exact cum spunea și Cristian, raliem la această cauză, dar imaginați-vă că tocmai ce mergi cu Hyperloop sau a decolat o rachetă și ai tras frâna de mână sau pur și simplu i-ai stins motorul. Lucrurile nu pot să rămână așa, n-au cum să rămână așa și noi credem că valoarea pe care astfel de evenimente o aduc este una cu adevărat ce poate schimba lucrurile cu adevărat și credem că nu este o mișcare strategică pe termen lung, dacă vreți, să ne oprim și să nu băgăm astfel de industrie în seamă în detrimentul altora. Trebuie să existe astfel de variante, nu mi se pare că a existat un răspuns potrivit problemei și situației în care noi am fost puși și îmi doresc foarte mult ca eforturile noastre de comunicare cu autoritățile și solicitările pe care le-am transmis să primească un răspuns, măcar un răspuns de tipul se poate sau nu se poate, nu este o idee bună, nu acum, dar un răspuns, pentru că în momentul de față lucrurile nu se schimbă și... Bogdan Iordache, de ce ar fi important? Pentru că dacă ar fi să fiu avocatul diavolului, aș spune că sunt multe alte priorități și că zona asta nu e neapărat importantă sau esențială pentru buna dezvoltare a economiei. Voi organizați, și când zic organizați, iată, limba română este frumoasă, poate fi și la prezent și la trecut, un eveniment dedicat industriei de tech startups. De ce ar trebui să îi pese guvernului României de un eveniment precum How to App și eventuala lui dispariție? De ce contează, dacă contează? Mă spune că How to App a fost un eveniment, în momentul ăsta nu este, a fost un eveniment care de-a lungul anilor a adus mari investitori la București, care după aia a investit în companii din România. Sunt nenumărate în locul și de la SoftBank, eram curios să vedem ce se întâmplă după aia.
din păcate nu mai este cazul în 2020. Și un astfel de eveniment este mai mult decât un loc în care lumea se întâlnește, bea o bere și stă de vorbă despre ce produse s-au mai dezvoltat sau ce startup-uri s-au mai lansat. Este un loc care se face business și este un loc care generează, un loc care generează creștere economică. Deci, investind în așa ceva, te ajuți pe tine stat ca să câștigi mai mulți bani pe viitor din taxele pe care o să le obții taxând toate companiile astea care se dezvoltă și datorită How2Web. Acum, aș vrea să completez o chestie pe care a spus-o Cristi. Noi, din fericire, la How2Web suntem într-o situație un pic diferită, pentru că pe lângă conferință noi făceam tot felul de programe pentru startup-uri și alte lucruri și am avut un fel de backup imediat. Dar tehnologia nu ne-a ajutat. Însă, pe termen mediu, pe termen mediu este, poate fi o problemă legată de faptul că vor dispărea, sau nu știu, închipui că nu sunt într-o stare prea bună, toți cei care, de exemplu, nouă ne erau furnizori. Adică dacă noi o să avem de făcut în 2022 un eveniment, eu nu știu de la cine mai închiriez o sală, de la cine mai iei niște camere, de la cine mai, nu știu, cu cine mai printez niște chestii pentru a amenaja un spațiu de expo. E impactul în economia... colateral. Industria aia care nu este vizibilă, adică noi suntem doar vârful icebergului, dar industria aia care era hiperspecializată și nu știa să facă decât event 100%, aia este praf. Și este un mare păcat că va fi o chestie care se va recupera în ani de zile și va fi foarte greu să reconstruiești toate lucrurile pe care le-am făcut. Da, din păcate, tehnologia nu ne ajută. Mi se pare cel mai mare pericol pentru oamenii care urmează. Nu ne ajută întotdeauna, au fost două, trei mici întreruperi, dar cu siguranță ideea de bază a fost receptată. Ciprian Stănescu, cu cine vrei să fii în lift? Nu pot să zic pe radio. Noi să avem în Future Summit în zilele următoare câteva ore, nu minute, cu diverse autorități centrale și locale și suntem norocoși că putem să facem asta. Avem de la miniștri, secretari de stat, primari și așa mai departe. Dar eu aș vrea ca statul să nu o mai încurce, în primul rând. Nu știu ce aș putea să cer acum statului, în afară de un dialog un pic mai strategic despre valoarea evenimentelor pe care le facem cu toții dintr-o perspectivă, încă o dată, strategică. Dacă punem România pe harta globală a conversațiilor, cum face AVI, cum fac restul din emisiune, cum încercăm și noi de anul ăsta să facem, nu putem decât să contribuim la imaginea și oportunitățile pentru România. Deci, pot să zici că noi lucrăm, sau ar trebui să lucrăm cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv în promovarea României ca o destinație digitală de conversații, dacă fizică poate e câteodată mai greu. Asta aș spune și asta voi ce spune în continuare de acum înainte. Avi? Da, eu o să spun ce ne-au spus colegii. Tot timpul ne-am considerat că oamenii care participă la conferințe sunt adevărați influenceri. Sunt adevărați oameni care iau decizii. Noi considerăm influencerii oamenii care iau decizii zilnic să schimbe ceva. Gândiți-vă că de la toate evenimentele pe care le producem, pe care le produce Cristi, pe care le produci tu, Dragoș, Enson, toată echipa și toți cei care nu sunt prezenți azi aici alături de noi, dacă fiecare participant pleacă de acolo cu o idee și o aplică, e betal. Deja automat avem mai mult decât o responsabilitate de a crea un eveniment. Avem o influență foarte mare de a crea o lume mai bună. Iar misiunea noastră este beyond un eveniment și de a inspira oamenii să ia decizii mai bune. Acești influenceri au puterea de a schimba ceva. Și în momentul de față, dacă ar fi să comunic cu cineva legat de treaba asta din zona statului, aș spune că fac o mare greșeală. Pentru că eforturile pe care le depunem noi cu toții aici sunt beyond a conference. Sunt mult peste un eveniment. Și înseamnă ani de zile de muncă, echipe care trimit sute de mail-uri, milioane de mail-uri și de postări pe Facebook și Instagram și campanii and so on. Și bani aduși în industrie.
Eu aș adăuga un lucru, pentru că ați spus cam tot ce era de spus, că vorbim de fapt numele unei industrii care a solicitat celor care deocamdată sunt la putere, a solicitat niște înțelegere, a solicitat niște lucruri, nimic în plus față de ce se oferă altor industrii, însă în mod sistematic mesajele au fost cumva ignorate în limbaj digital, s-a dat cu SIN și vorbim aici de oameni precum invitații din seara asta, dar și Andreea Vădane, care organizează DevCamp, Andrei Borțun, care organizează Internetix, EFI, Gala Societății Civile, Andrei Radu de la GPEC, Cătălin Budnariu de la DevPlay, Cristi Manafu, Evensis și toate evenimentele Webstock și multe evenimente pe care le organizează, Cristi Movilă, care organizează Unfinished Festival, Cristi Dascălu de la Cluj Hub și Tech Accelerator, Dragoș Gheban de la DevTalks, Laszlo Paxo de la Business Days, Vlad Ciurcă de la Texilvania și TEDx Eroilor și mulți, mulți alți oameni care au comunități interesante și importante pe care credem că ar fi indicat să îi asculte cineva, pentru că măsurile emise până acum suferă uneori la capitolul logică și suferă și la capitolul strategie. Acestea fiind spuse, o să vă rog să rămâneți alături de mine pentru o încheiere mult mai optimistă și mult mai futuristă. Domnilor, suntem la finalul plăcutei noastre conversații. Sper că nu doar pentru noi, ci și pentru cei care au investit resursa asta foarte prețioasă, care se numește timp, în seara asta pe frecvențele Radio Guerilla. Ca să terminăm discuția noastră într-o notă interesantă și optimistă în același timp, vreau să aflu de la fiecare dintre voi așa, pe scurt, cum ne putem imagina viitorul la ce numim astăzi evenimente care aduc conținutul ăsta tehnologic, futuristic, în mințile și în atenția oamenilor. Cum credeți că va evolua povestea asta? Cum se va poate numi în viitor experiența asta hibridă, evenimente sau altfel? Ce predicții puteți face așa pe un orizont rezonabil de un 5 ani, să spunem, ca să ne întoarcem apoi ca niște pensionari din Cismigiu, sper nu virtual, ci real, și să confirmăm sau infirmăm predicțiile astea în 2025 toamna. Hai să vedem. Avi, să luăm așa în ordine alfabetică după poreclă. Eu cred că nu avem neapărat un răspuns, dar știm clar că tot ce vom construi în perioada asta va rămâne. Adică evenimentele vor fi hibride, exact cum ați menționat și voi, în sensul că vor fi evenimente fizice probabil mult mai scumpe decât cele online și vor fi evenimentele online care vor avea acces la anumite părți și probabil vor avea anumite elemente extra pe care evenimentele fizice nu le au. Respectiv behind the scenes, multe alte elemente pe care nu le-am pus vedea la un eveniment fizic. Flaviu Cicerean, Brand Minds și Digitalium. Ciprian Stănescu, Future Summit, te rog. 5-10 ani cred că o să fie cum erau casetele audio pe vremuri. Adică te descurcai și altceva n-aveai. Cred că viitorul e mult mai tehnologizat decât putem să acceptăm acum sau vrem să acceptăm. Cred că o să fie mult mai mulți oameni în online, dar pentru pastile mult mai scurte. Nu cred că evenimentele de dimineață până seara o să mai funcționeze prea bine. Cred că mai degrabă o să fie un tip de consum din când în când, când ai tu timp și chef. Fie că e live, fie că e recorded. Mai degrabă un tip de Netflix sau Masterclass decât ce avem noi acum cu toții.
Cred că o să fie mult mai puțini oameni în offline, cum zicea și Avi, și vor fi evenimente scumpe și speciale, dar cred că vor fi și astea din ce în ce mai multe. Adică dacă aveai 100 de conferințe mari în București pe an, o să ai probabil cel puțin 100 de evenimente mici, restrânse și foarte, foarte scumpe de acum înainte. Cred că mai e ceva ce trebuie să se întâmple și o să fie dificil pentru partenerii noștri financiari. Va fi o nevoie puternică să-și schimbe metrics, să schimbe KPI-urile când vine vorba de suportul pentru evenimentele pe care le avem cu toții. Mulțumesc, Ciprian. Bogdan Iordache, how do you... În sus sau în jos, Ciprian? În sus sau în jos, Medi? Foarte în lateral. Avi schița deja, el e cu Excel-ul deschis pe un alt ecran și lucrează la bugetul pentru 2021. Bogdan, hai să vedem, sper să funcționeze internetul. Cred că în prima fază, în cazul în care vaccinele astea pe care în momentul ăsta sunt validate, în cazul în care ele vor funcționa și virusul ăsta nu va avea mutații, avem o șansă reală ca cel puțin într-o primă etapă să ne întoarcem fix la evenimentele pe care le făceam înainte. Cum vor evolua ele ulterior? În momentul ăsta este destul de conservator, culmea, pentru că evenimentele sunt create în jurul interacțiunii umane, în jurul interacțiunii one-to-one și sunt foarte puține tehnologii care reușesc să replice chestia asta în online. Când o să vedem ceva care funcționează, poate o să-mi schimb părerea, dar eu mizez mult mai mult pe evenimente similare cu ceea ce se întâmpla până acum, în condițiile în care vom avea epidemia asta eradicată 94,5%, cum era ultimul vaccin. Cred că va fi atunci, chiar cred că va fi tot în regulă. Simt însă că... nu mă aștept să avem evenimente mai devreme de 2022, poate 2023. Simt că vrea Cristian Hosu de la GoTech World și Universum să spună ceva, mai ales că ai pomenit despre tehnologiile care ne ajută să avem experiențe mai bune. Și știu că este investitor în zona asta și cred că are niște gânduri. Cristian. O să spun așa, cred că întotdeauna nișa evenimentelor face-to-face, the real life feeling, va rămâne întotdeauna și va fi o categorie aparte. Pe de altă parte, cred foarte mult în emergența unor tipuri de platforme care nu arată deloc cum sunt cele din ziua de astăzi, dar cred că va fi o combinație, un melanj între platforme de comunitate, platforme de streaming, platforme de e-commerce și foarte, foarte important, platforme self-administrabile, adică în momentul ăsta producția unui eveniment presupune o colecție de terți cu diverse expertize. Părerea mea este că totul se va digitaliza și teoretic totul va trebui să fie self-service. Eu acolo cred că vor scala foarte mult evenimentele digitale, care întotdeauna probabil vor avea și o componentă hibrid. Dar cred că va fi un emerge de un tip nou de eveniment, pe care poate pentru noi care am fost crescuți într-o anumită paradigmă nu va deveni atât de mainstream, dar pentru generația care crește cu Twitch va fi norma. Cristian Hosu, Universum. Andrei Dinu, TEDx, la TED vorbim mult și vorbim cu cap despre viitor, așa că o să te las pe tine să încheie această secțiune. Cum vezi tu viitorul în industria asta? Pe lângă tot ce au spus Avi, Ciprian, Bogdan... Puțin mai Ciprian, tare, cred că ar fi pe indicat. Pe lângă tot, acum e mai bine? Strigă la noi așa, da. Strig. Pe lângă tot ce au spus Avi, Bogdan, Ciprian și Cristian, lucruri cu care sunt total de acord, cred că vorbim de... timpul de consum al participanților. Cred că migrăm foarte rapid către o zonă de micro-learning și o zonă de micro-consum. Cred că vorbim despre o ușurință în accesare a conținutului și o curatoriere foarte bună a conținutului. Oamenii nu mai au timp de pierdut și dacă vor să-și petreacă timp să vadă un eveniment online sau fizic, vor vrea să câștige cât mai multă calitate, atât în interacțiuni, cât și în... cât și în conținut, pe de altă parte, și nu în ultimul rând, cred că este vorba de
și aici împrumut termenul din zona de IT sau de tehnologie, cred că este vorba de a fi agile, pentru că nu avem o predictibilitate cu sau fără vaccin. Realitatea noastră de astăzi este că un eveniment planificat nu știi dacă se va întâmpla decât în ziua în care se va întâmpla. Și de aici vine o dificultate foarte mare de a-ți planifica lucrurile. Construiesc pe ce a spus Cristian mai devreme legat de digitalizarea operațiunilor de eveniment. Cred că trebuie să fim foarte, foarte ușor adaptabili și cred că abia ce a început această schimbare. Cred că suntem în preistoria evenimentelor. Cred că urmează să ajungem treptat la un Homo sapiens. Vă mulțumesc, Andrei Dino a fost alături de noi, TEDx, Bogdan Iordache, How to Web, Ciprian Sănescu, Fisher Sami, Cristian Osu, How to Go Tech World, uite, vă încurc deja, și Flaviu Cicirian, Brand My Digital. Eu am într-o discuție despre cum se schimbă radical ceea ce numeam evenimente înainte de pandemie, numim în continuare evenimente digitale, evenimente virtuale, sau căutăm o nouă definiție. Cred că, dacă îmi permiteți o concluzie a serii, e de reținut că în România se produc nu doar festivaluri de muzică ce merită atenția Europei și chiar la o calitate cu care stăm foarte drepți pe plan global. Nu avem doar zona de entertainment, avem și zona asta de business, tehnologie și comunități care produc impact, produc valoare în societate și care aduc un layer de cunoștințe și informații care ajută la stimularea unui întreg ecosistem care este în mod evident un ecosistem care produce un impact pozitiv foarte greu de măsurat, dar cât se poate de palpabil. Mai am un mesaj și pentru cei care vin la astfel de evenimente sau veneau la astfel de evenimente. Susțineți-vă evenimentele care vă plac, care v-au plăcut și care vă vor plăcea în continuare. Nu ezitați să contribuiți, să vă convingeți companiile să investească în continuare, pentru că e, cred eu, mare păcat să dispară acest ecosistem. Sunt și nu sunt parte interesată în această poveste, disclaimer, pentru că, cu toată onestitatea, încă nu sunt hotărât în ce fel și cum Upgrade 100 Festival va continua în viitor. Lucrăm la câteva idei, urmează să lansăm lucruri și să vedem cum le vor primi cei care ne vor susține sau poate nu ne vor susține. Dragii mei, mulțumesc mult pentru timp, mulțumesc mult pentru energie și să sperăm că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Bye, bye! Ținem legătura. Upgrade 100 live now. Install the best version of you. Eu am fost Sun și cred că voi rămâne Dragoș Tanca. Vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție. Upgrade 100, ediția Live FM, se încheie aici. Ca de obicei, veți găsi și fragmente și ediții tip podcast pe upgrade100.live. Bye, bye, aveți grijă de voi, da? Upgrade 100 by Dragoș Tanca at Radio Guerrilla. Shutting down the system.